În prezența viceprimarului Ovidiu Nemeș, absolvenții au fost strigați după catalog de către diriginți pentru ultima oară, iar cei mai merituoși au primit diplome și premii. Apoi a fost predată cheia școlii de către cele două șefe de promoție reprezentanților claselor a 11-a. Din partea Liceului Regele Ferdinand, diploma de excelență pentru șef de promoție 2012 se acordă elevii Carpâc Romina din clasa a 12-a D cu media 9,96. Din partea Liceului Regele Ferdinand, diplomă de excelență pentru șef de promoție 2012, se acordă elevei Pop Mădălina din clasa 12-a D, media 9,96, pentru merite deosebite la învățătură. Vă aduceți aminte de clasa a 9-a, când v-ați întâlnit pentru prima dată? Ce de emoții, ce de vise! Acum, dacă vă uitați la aceleași persoane și comparați cu trecutul, sunt sigură că vedeți multe schimbări. Acest eveniment marchează o etapă foarte importantă din viața voastră. Este punctul final a 4 ani de liceu, a 4 ani de cunoaștere. Viceprimarul Ovidiu Nemeș i-a felicitat pe tinerii absolvenți, menționând faptul că și el a învățat până acum câțiva ani pe băncile acestui liceu. Printre absolvenții din acest an se află și Andreea Bianca Grijac, o tânără colaboratoare TV Sighet, care a reușit de-a lungul timpului să îmbine perfect școala cu activitățile în cadrul televiziunii. Și se pare că nu suntem singurii care o apreciem pe Andreea. Viceprimarul municipiului Ovidiu Nemeș a ținut personal să o felicite pentru dăruirea cu care se implică în tot ceea ce face. Pentru că sunt legat afectiv și de o persoană care astăzi termină clasa 12. Persoana dragă mie, o persoană care a fost alături de mine în cei 4 ani. Am pregătit un trandafir. Andreea Bianca Grijac. Din păcate am încercat să-i smulg o promisiune că după ce va termina facultatea se va întoarce acasă. Mi-a spus că se mai gândește, pentru că eu am nevoie de ea în continuare și noi, prieteni, avem nevoie de tine, peste toți cei de aici. Felicitări părinților pentru investiția în copiii dumneavoastră, pentru anii frumoși pe care au petrecut în liceu. Felicitări cadrelor didactice pentru un alt nivel educațional. Festivitatea s-a încheiat cu un program artistic, o surpriză oferită de absolvenți, celor care până ieri au fost pentru ei dascăli sau colegi.